Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Temperaturile scăzute din ultimele zile au determinat pe cei de la termoficare să amâne sistarea agentului termic. Au lucrat până la 45 de ani în mină, dar deși nu sunt chiar pensionari, minerii nu mai sunt luați în calcul când vine vorba să se recalifice. Depozitarea gunoiului în Valea Jiului este o problemă majoră, fapt pentru care primarii de aici se întâlnesc pentru a ajunge la un consens. Au vrut avocați ca Paula Iacob sau Daniel Ionașcu și după câteva runde de amânări, instanța a audiat doar 4 martori și un expert în dosarul exploziei de la Uricani. Mai mult decât atât, instanța de la Petroșani face exact pe dos procedurile, pentru că așa au cerut cei doi avocați celebri, în timp ce contraexpertiza solicitată de ei a tras din nou de timp. Azi a avut loc un nou termen și a fost audiat primul expert. Paula Iacob a cerut o contraexpertiză și audierea inițială a experților, deși normal era ca aceștia să răspundă în scris la obiecțiuni. Totul se face așa cum a cerut maestra tocmită de la București, deși clienții săi au renunțat la serviciile sale și ale lui Daniel Ionașcu. La termenul de acum a fost audiat expertul, în timp ce martorii încă așteaptă să spună ce au văzut acum 4 ani. Din cauza mai avem de audiat un expert care a participat la efectuarea expertizei dispuse de către instanța de judecată în faza de cercetare judecătorească, urmând ca după finalizarea audierii experților să se procedeze în continuare la audierea martorilor admiși în faza inițială a cercetării judecătorești, astfel încât procesul să-și continue cursul în mod firesc pentru aflarea adevărului în cauză. Foștii șefi acuzați de ucidere din culpă au renunțat la serviciile celor doi avocați, Paula Iacob și Daniel Ionașcu de la București, iar avocații de acum speră să înceapă să audieze martorii care au venit la mai multe termene fără să dea vreo declarație. Temperaturile scăzute din ultimele zile i-au făcut pe cei de la termoficare să amâne sistarea agentului termic. Cel puțin până la finele lunii nu se va întâmpla acest lucru și asigurările ni le dau cei care au prelungit contractul de funcționare. Primăvara ne-a creat surprize și după doar câteva zile mai calde a revenit frigul. Temperaturile de afară i-au făcut pe cei de la termoficare să prelungească perioada de furnizare a agentului termic, care ar fi trebuit să fie sistat de vreo săptămână. Deocamdată există o înțelegere cu cei de la Paroșen. S-a făcut o hârtie scrisă de către SECE Termoficare în ideea în care să prelungim furnizarea agentului termic până pe data de 1 mai. Deci până la sfârșitul lunii. Asta în condițiile în care, bineînțeles, și temperaturile exterioare o impun. Cel puțin încă 2 zile, agentul termic va fi furnizat și ziua din cauza frigului de afară, iar apoi până la finele lunii, programul de furnizare al agentului termic va fi doar noaptea. În perioada actuală, având în vedere temperatura scăzută, în mod normal s-a gândit furnizarea doar în perioada intervalului orar 7 seara, 7 dimineața. Dar acum, zilele astea, fiind foarte frig, am hotărât să dăm căldură și în decursul zilei, până se încălzește, probabil până după ziua de miercuri. În ultimele zile, temperaturile au scăzut simțitor și maxima zilei a ajuns la cel mult 8 grade Celsius, în timp ce noaptea au fost perioade când temperaturile au ajuns aproape de limita înghețului. Depozitarea gunoiului este o problemă majoră în acest moment în Valea Jiului. Din această cauză, primarii celor 6 orașe și municipii de aici se întâlnesc tot mai des pentru a ajunge la soluții care să nu afecteze în vreun fel cetățenii, dar și administrațiile publice. Primarii din Valea Jiului se tot întâlnesc pentru a rezolva problema gunoiului de aici, însă până acum nu s-a ajuns la niciun consens favorabil. A fost o întâlnire de la inițiativa Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Management al Deșeurilor. Au fost 3 puncte pe ordinea de zi. Primul și, cred eu, cel mai important a fost opțiunea sau alegerea primarilor între taxă și tarif pentru serviciul de salubritate. Discutăm fie despre varianta în care cetățeanul merge să achite serviciul de salubritate direct firmei care se ocupă cu acest lucru sau plătește o taxă către primărie, urmând ca primăria să plătească contravaloarea ridicării gunoiului de pe întreg oraș. Primarii din Valea Jiului cu toții au fost de acord cu varianta taxei, adică primăria să fie un intermediar între cetățean
și prestatorul serviciului de ridicare a gunoiului. Cred eu că este în avantajul nostru al celor care locuim în vale, pentru că astfel prețul poate fi ținut mai sub control de către primării. Un alt punct discutat a vizat groapa de gunoi de la Vulcan, care se pare că după închidere nu va fi ecologizată așa cum spera primarul Gheorghe Ile. Avem o problemă la Vulcan, o problemă destul de serioasă, care ne necesită atenție sporită. E vorba despre groapa de gunoi de acolo, unde toată lumea, toată Valea Jiului depune gunoiul și care va fi închisă anul viitor. Adică nu neapărat va fi închisă în sensul de a fi ecologizată, ci încetează autorizația de mediu pentru funcționarea ei. Primăria, domnul primar Ile, este pe bună dreptate de mulțumit de faptul că nu a fost prinsă această groapă în proiectul actual de management al deșeurilor, dar l-am asigurat, așa cum îi asigur și pe telespectatorii dumneavoastră, că e o problemă pe care o luăm în considerare la modul cel mai serios și nu o să o lăsăm fără soluție, așa cum s-a întâmplat până acum. Nemulțumirea mea a fost pentru că ne-au purtat cu minciuna privind închiderea gropii de la Vulcan. În perioada respectivă, când s-a trecut la acest proiect, noi am acceptat să intrăm în acest proiect pe județ cu condiția să fie inclusă și groapa noastră. Noi aveam atunci 75% din suprafața ocupată de deșeurile menajere la Vulcan și doar numai 25% aparțineau unor proprietari terenurile. Și atunci au spus că nu se poate, că trebuie să luăm și celelalte terenuri. Din motive, sigur, pur tehnice, n-am putut să le cumpărăm aceste terenuri pe care este groapa de gunoi și, sigur, acum ni s-a spus clar că nu poate să facă nimic și să încercăm un alt proiect. Și din acest motiv m-am supărat și am solicitat să ies din această asociație și să ne gestionăm noi groapa de gunoi. Practic, gunoiul din Valea Jiului nu va mai fi dus la Vulcan. Deocamdată încă n-am primit răspunsul, trebuie să primim răspunsul de la mediu, de la Deva și de la București. În cursul săptămânii viitoare vom merge la București la mediu și să vedem ce hotărâre va lua acolo. Nu voi mai candida dacă nu primesc pensie. Această afirmație aparține senatorului Haralambie Vochițoiu, care este dispus să renunțe la funcția din Parlament dacă nu va beneficia de pensie. Ce părere au oamenii din Valea Jiului despre acest lucru? Aflați din materialul următor. Semnarea proiectului de lege privind pensiile speciale ale parlamentarilor a creat mare vâlvă atât în rândul parlamentarilor, dar mai ales a oamenilor de rând. Unul dintre cei care se află în această situație este senatorul Haralambie Vochițoiu. Am spus că e o mare greșeală ceea ce au făcut unii din colegii noștri, unii chiar de la PNL, că au cerut legi speciale pentru parlamentari. Parlamentarii nu sunt speciali, sunt și ei români, și au dreptul la o pensie normală, așa cum au toți românii, și minerii, și dulgherii, și profesorii, și doctorii. Și eu am spus că dacă nu va fi în urma mandatului să ai o pensie, e adevărat, e un problem și măcar să poată lucra parlamentarii după programul de lucru. Dar încă o dată spun, ceea ce au făcut unii dintre colegii mei să ceară pensii speciale, au iritat publicul și au făcut foarte rău. Cred că trebuie discutat mai clar și spus oamenilor, recunoscută greșeala și spus că parlamentarii nu trebuie să aibă pensii speciale, ci trebuie să aibă și pensii ca toți cei care lucrează în România. Ce să zic, și noi avem pensie foarte mare. Da, foarte mare, de nu te poți descurca de azi până mâine. Să renunțe la mandat dacă nu primește pensia sau? Da, din partea mea poate să și renunțe, că și așa nu câștig nimic, nici nu pierd, nici nu câștig. Că nouă și așa nu ne dă nimic, oricum. Ce pot să zic? Asta e gândirea omului. Asta e gândirea omului, dacă el așa gândește ceea ce e injust cum ar fi, nu e bine. Renunță el? E cea mai mare greșeală sau poate, ce știu eu ce i-a venit. El era tare hotărât să... Dacă senatorul Haralambie Vochițoiu nu va mai candida pentru un nou mandat, rămâne de văzut. Însă până atunci acesta își menține semnătura pentru dormitul în Parlament.
Au lucrat până la 45 de ani în mină, dar deși nu sunt chiar pensionari, minerii nu mai sunt luați în calcul când vine vorba să se recalifice. Asta cu toate că în momentul în care se disponibilizează, angajatorul este obligat să le ofere cursuri de calificare. Ei însă rămân la pensie pentru că accentul se pune pe tinerii care nu au lucrat niciodată. Aproximativ 500 de angajați de la minele viabile vor fi disponibilizați în câteva luni, dar deși angajatorul are obligația să le ofere posibilitatea recalificării gratuit, aceștia sunt lăsați deoparte pe motiv că tinerii ar avea prioritate. Minerii care vor intra în șomaj de cele mai multe ori sunt un caz fericit pentru că marea lor majoritate îndeplinesc condiții de pensionare într-un timp foarte scurt după disponibilizare. Și atunci ne orientăm mai puțin către ei, pentru că avem foarte mulți tineri pe care încercăm să-i pregătim pentru viață. Pentru cei care nu au lucrat niciodată, în Petroșani urmează să înceapă cursuri de calificare în meserii cerute pe piața muncii. Am demarat un curs de confecționer tâmplăria PVC. Astăzi avem din nou o întâlnire, încercăm să formăm o grupă de lucrători în turism. Și ne pregătim să demarăm și alte cursuri de calificare în funcție de solicitările oamenilor. La finele lunii trecute, rata șomajului în județul Hunedoara era de peste 6,6% și aproape 13.000 de oameni sunt șomeri, mai bine de jumătate dintre ei fiind fără venituri. Lor li se vor adăuga alți aproximativ 500 de la minele neviabile care se vor disponibiliza în toamnă. De câțiva ani se tot discută despre etnobotanice și despre efectele pe care le au asupra organismului celor care le consumă. Mai grav este faptul că majoritatea dintre consumatori sunt elevi. Totodată nu există deocamdată teste toxicologice care să depisteze în sânge ce anume au consumat tinerii atunci când ajung la spital. Recent, o parte dintre polițiștii locali din municipiul Deva au participat la un curs organizat de către Ministerul de Interne, în urma căruia au competențe de a informa și de a interveni atunci când descoperă tineri care consumă droguri. În urma stabilirii unui curs de specializare în cadrul Ministerului de Interne, mi-am dobândit calitatea de lucrător în cadrul CPK, Centrul de Evaluare și Conștientizare a Riscului Consumului de Droguri, motiv pentru care în săptămâna care a avut loc înaintea vacanței, în urma unei acțiuni școală altfel, împreună cu psihologii din unitățile de învățământ, am reușit cu succes să ducem la bun sfârșit un program de conștientizare a riscului consumului de droguri. Din nefericire pentru elevii din municipiul Deva, în ultima perioadă au apărut pe piață niște droguri foarte ieftine, care înlocuie celebrele etnobotanice. Cu alte cuvinte, polițiștii locali vor efectua diferite activități de conștientizare a elevilor, împreună cu psihologii. În cadrul săptămânii altfel, aceștia au apărut în fața elevilor din clasele a 9-a și a 10-a. Spre surprinderea noastră, aveau cunoștințe foarte solide și foarte bine fundamentate referitoare la consumul de droguri. Ceea ce este un lucru foarte bun, cu cât ești mai informat, cu atâta riști să cazi mai greu în patima consumului. Am surprins cazuri de consumatori de droguri pe care am predat celor care sunt specializați și ocupă de la poliție de problema aceasta. Sunt mai multe cazuri când, care s-au întâlnit, s-au surprins, s-au predat celor care sunt îndreptățiți legal să cerceteze și să acheteze asemenea cazuri. Da. Cu toate acestea, doar în 2015 mai mulți elevi și tineri au ajuns la spital din cauza consumului de etnobotanice. Din păcate, cei mai mulți dintre ei au fost din Valea Jiului, dar și din municipiile Hunedoara și Deva, în special în zona școlilor. Și mai grav este faptul că odată ajunși la spital, medicii nu pot depista cu exactitate ce anume au consumat tinerii, deoarece etnobotanicele nu se regăsesc în testele toxicologice. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai bună!